coming. It's the best thing we have in the viewers that we appreciate. Hi. Hi, how are you? Hi. Welcome to Shimlea. Thank you. That part of your family was here? My great-grandfather, my great-grandmother, and my grandfather was born here. But I only found out last year. Really? Yes. That's nice. Yes. That's interesting. Very. I went to school in the city also. Oh, and you live in? I lived in Mushalo, but I went to school, Romanian school in Shimlea. Oh. And I received my Jewish education. There was a Heder right outside here, and this is the synagogue. Because actually I knew my grandfather was born here in 2015, but I knew my grandfather was Jew only last year. Wow. So I was born and everything 100% Catholic, and only last year I knew he was Jew, and that my great grandparents were taken to Auschwitz. So all that last year. Incredible. Very. So how did you find that? Because thanks to him? Oh, you came back? Thanks to him, I knew that my grandfather had a brother, which we didn't know. And that this brother had two children. So and you found these children? I found, well, they are grown up now. But right. Yes, you I found them. And then I asked them, you know, what happened to my great-grandparents? Mm-hmm. And they said, they went to the Holocaust. And I was like, why? And she said, the Holocaust. And I said, why? And then I knew that they were Jews. And I said, why? I-aș ruga pe membrii comunității evreilor, zalosălași și invitații lor să efectueze rugăciunea de ieșire din sărbători. După cum bine știți, este anul nou evreiesc, anul nou evreiesc de Rosh Hashanah, rugăciunea de Mari și binecuvântarea unei cufe de vin. Rugăciunea este efectuată de către președintele Dahas, președintele comunității evreilor, zalosălași și de membrii comunității cu invitații. אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל להביא בית יום חשבי לששת ימי חמסת ברוך את אדוני המבדיל בין קודש לחול se deschidea primul muzeu al Holocaustului din România. Iată-ne în această seară, după 13 ani de activități culturale, educaționale, proiecte internaționale pe care le-a desfășurat muzeul de-a lungul timpului, în vechea sinagogă din Shimleu, inaugurând o nouă expoziție. O nouă expoziție pe care noi ne-am dorit-o să fie mai atractivă și mai interactivă. Și am reușit acest lucru și îl veți vedea. Iată-ne în sinagoga construită de comunitatea evreilor din Shimleu, în urmă cu 135 de ani. O comunitate prosperă care a contribuit la dezvoltarea orașului și și-a lăsat amprenta de foarte multe ori și în foarte multe locuri. Dacă ne vom plimba puțin pe străzile orașului, prin centru, vom vedea foarte multe elemente care ne-au rămas de la această comunitate. O comunitate care astăzi a reînviat prin grija a mai multor persoane. Și aș menționa aici președintele Dan Haas, Alex Hecht, familia Gross,
și de familia Gross aș vrea să spun câteva cuvinte. Este datoria mea să aduc aminte celor care ne vizitează că Mihaela Gross, studentă la facultate în Cluj, l-a întâlnit pe arhitectul Adam Wobniak și a reușit să-l convingă să facă un tur la Șimleul Silvaniei. Sinagoga în acel an, în 2000, mi se pare, arăta într-un mod dezastruos. Acoperișul aproape prăbușit, ploua înăuntru. A reușit să-l convingă și așa au ajuns la familia doctorului Hecht. Alex Hecht, care s-a născut la Nușfalău, a copilărit la Nușfalău și la Șimleu, venea împreună cu familia de sărbători, ca astăzi, în această sinagogă, și a fost mișcat de starea dezastroasă în care se afla sinagoga. Și-au încercat să facă ceva pentru această sinagogă și să o salveze. Și iată-ne astăzi, în această seară, într-o sinagogă care a fost de două ori restaurată, de două ori renovată, o renovare mai subțintă care a avut loc în perioada anilor 2004 până în 2005 și una mai amplă ce a însemnat consolidarea structurii, refacerea acoperișului, refacerea fațadelor, care a durat din 2011 până în 2015. Cu sprijin de la Federația Comunităților Evreiești din România, de la Joint, de la Asociația Hebraica, de la Guvernul României prin primărie și de la mulți, mulți alții care au donat ca acest monument istoric să fie salvat. Și revin. Iată-ne în această seară, totuși în zi de sărbătoare, inaugurând o nouă expoziție. După 13 ani. După 13 ani în care am reușit să atragem un proiect european, proiectul Erasmus. După 13 ani în care am avut nenumărate sesiuni de formare a profesorilor în domeniul Holocaustului. După 13 ani în care am colaborat și am efectuat acțiuni cultural-educative împreună cu comunitatea evreilor Țalău Sălaș. O comunitate, când vorbim despre o comunitate evrească, vorbim, din păcate, și despre tragedia Holocaustului. Iar subiectul Holocaust este unul delicat și deosebit în același timp. Veți reuși în această seară, sper, să parcurgeți expoziția pe care noi am reușit, după eforturi îndelungate, să o creăm în aceste câteva luni. Am început să ne gândim la expoziție după vizita noastră la Yad Vashem în cadrul conferinței de la Yad Vashem din Ierusalim și putem spune că ne-am și inspirat de ce am văzut la cel mai mare muzeu al Holocaustului din lume, Yad Vashem de la Ierusalim. Nu în ultimul rând, sinagoga și Muzeul Holocaustului ne-a adus și un proiect de înfrățire. Și probabil domnul primar ne va spune mai multe lucruri despre acest proiect care a fost inițiat în urmă cu 5 ani de zile. Dați-mi voie să-l invit să ne adreseze cuvintele domniei sale pe domnul primar Septimiu Țurcaș. Onorată asistență, în urmă cu 17 ani, 11 septembrie însemna o zi neagră pentru istoria omenirii. O zi în care niște minți bolnave reușeau să ducă în ghearele morții oameni nevinovați și datorită faptului că în urmă cu 70 de ani la Auschwitz, 6 milioane de oameni mureau. Cei care au făcut ca această sinagogă să arate cu totul altfel, pentru că ne-am întâlnit pentru prima dată, la prima inaugurare, eram tânăr primar atunci, în 11 septembrie 2005,
și am fost, zic eu, mai mult nevoiți să facem activitate afară, pentru că înăuntru sinagoga n-a arătat deloc bine atunci. Dar oameni foarte inimoși au făcut ca această sinagogă să arate așa cum arată astăzi și să devină singurul muzeu al Holocaustului funcțional din România. Și evident că se cuvine să mulțumim tuturor acelora care s-au implicat și în special lui Alex, pentru că dacă Alex nu era, lucrurile erau foarte grele. El a făcut ca în fiecare moment să adune oamenii, ne-a mobilizat și pe noi și fiecare dintre noi am pus câte o bucățică aici și am reușit să facem dintr-o clădire aproape prăbușită ceea ce se vede astăzi. Și este un lucru extraordinar și vă mulțumesc din suflet pentru aceasta. Sigur, această seară este una cu emoție, pentru că între musafirii din sală se află și, zic eu, o șimleoancă, respectiv o doamnă care este pentru prima dată în România și a aflat în urmă cu 2 ani care origine evreiești, bunicul domniei sale născându-se în Șimleu. Și cu ajutorul unor oameni, inclusiv a noastră, a reușit să-și regăsească familia după foarte, foarte mulți ani. Și astăzi Marina este în Șimleu. Și chiar mi-a mărturisit că, plimbându-se pe străzile Șimleului, se simte oarecum șimleoancă. În același timp, tot ceea ce ați reușit să dezvoltați aici, a reușit să ducă în a realiza o importantă conexiune dintre orașul nostru și orașul Petah Tikva din Israel. Și în urmă cu câțiva ani, împreună cu o echipă din primărie și oameni reprezentanți ai orașului, am reușit să facem primii pași în dezvoltarea acestor relații de înfrățire. Și lucru cel mai important, categoric cel mai important, care s-a reușit ulterior, s-a reușit de către minunații noștri tineri, elevi ai Colegiului Național Simeon Bărnuțiu, care au realizat o înfrățire cu un liceu din Israel, din Petah Tikva, Colegiul sau Liceul Brenner. Și de atunci, în fiecare an, tineri din Șimleu pleacă în Israel, tineri din Israel vin în România, în Șimleu mai precis, reușesc să lege prietenii care cu siguranță vor rămâne peste ani și un lucru foarte important, reușesc să se cunoască și să se respecte. Cu această ocazie sunt convins de faptul că tinerii din Șimleu au învățat din ceea ce a fost urât, respectiv din Holocaust, și sunt convins că sunt mult mai documentați pe acest palier decât poate majoritatea tinerilor din această țară. Eu vă mulțumesc tuturor pentru că faceți ca acest edificiu să fie unul viu. Mă bucur de fiecare dată când trec pe aici și văd turiști că vizitează muzeul și sperăm ca într-un viitor nu prea îndepărtat, în momentul în care Șimleul va deveni cu adevărat un oraș turistic, pentru că mai avem de lucru până la acel moment, să ne întâlnim și să-i primim ca și adevărate gazde, așa cum știu șimleoanii să fie, pe mulți oaspeți dragi ai orașului nostru. Încă o dată vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut și mă înclin cu mult respect în fața dumneavoastră. Și noi vă mulțumim, să știți că am fost, așa cum spuneam, un efort deosebit în aceste luni în care ne-am gândit ce să punem, ce să nu punem în expoziția noastră. Sunt foarte multe informații pe care, bineînțeles, n-am avut cum să le cuprindem și să le adăugăm în expoziție, dar am surprins, zic eu, esențialul. Și am făcut acest lucru cu ajutorul unei echipe. O echipă mobilizată de Dr. Alex Heft, care, chiar dacă era în Statele Unite, ne suna zilnic, WhatsApp, telefon, WhatsApp, telefon, zi de zi, ceas de ceas, să vadă cum stau lucrurile cu expoziția.
iar cel care a orchestrat-o și a reușit să o realizeze este un designer pe care eu îl consider mai mult decât prieten și un profesionist. Feric Culciar, ridică-te, te rog. Tot ce vedeți este făcut de mouse-ul și ochii lui. Cu mâna lui a fost făcută toată expoziția, măsurată împreună cu noi și am reușit să o aducem și o veți vedea în curând. Și mulțumim încă o dată. Feric, tot respectul. Mulțumim pentru asistență și familiei Rainbolt din Ușvalău, care ne-a ajutat, familiei Vido și tuturor celor implicați în acest proiect și nu în ultimul rând familiei Hecht, care se află în această seară cu o parte din membrii familiei, cu fiii, cu nepoții din Statele Unite, au venit pentru acest moment de inaugurare. Membrilor comunității. Și aici revin iarăși la comunitate, pentru că nu putem vorbi despre acest muzeu fără să spunem comunitatea evreiască. Comunitatea evreiască din Zalău Sălaj și membrii acestei comunități, care parte dintre ei și-au pierdut apropiații, rudele, în timpul Holocaustului. Iar muzeul este unul al comunității. Al comunității evreiești, al comunității locale, al comunității regionale și al comunității internaționale. Iar toți cei care vin să ne viziteze vor găsi în acest muzeu o părticică din istoria locală a orașului Șimleu Silvaniei. Și înainte de a da cuvântul președintelui Asociației Hebraica, cea care administrează acest muzeu, aș vrea să urmăriți un clip pe care tocmai Alex Hecht l-a făcut în urmă cu câțiva ani. Este despre activitățile trecute ale muzeului. Ioni?
zi în expoziția noastră. Aș vrea să ofer cuvântul doctorului Alexei, care, așa cum spuneam, a reușit să ne mobilizeze și a reușit ceea ce astăzi veți putea vizita. Okay, I guess I will speak in English because we received enough information from our beloved mayor, Mr. Turkash, and Daniel, that has been doing an excellent job of taking care of the day-to-day activities in the museum. I want to thank all of you for coming. Welcome you from into our fold. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți alături de noi, doamnei Keller, că a venit din Argentina și este aici. And I want to again thank what I was calling them for the past few weeks, the Green Team, Ferenc, Pulcar, Tommy, Ida, where is Gita Reingold, Rudy Reingold, and Mr. Vida, Janos, and did I miss anybody? Daniel Stejavan, of course. And I want to thank Mr. Haas, who's been very helpful in getting us connected to the Jewish community and making sure that the synagogue is a synagogue again, making us understand that. Vreau să vă mulțumesc tuturor ce menționați anterior pentru efortul pe care l-ați depus, domnule președinte Dan Haas, și celor implicați în această echipă pe care eu o numesc echipa de vis. And thank you my family for coming such a long way and as I told you, this opening day really was based on the trip that you guys decided to make to Romania, exactly this time. The fact that we chose the same date, September 11th, is a way of showing that things just continue, things sort of stay the same. The video that I was just watching, I haven't seen for 10 to 12 years already, but obviously the facts of the Holocaust stay the same, nothing changed. Although I wish it would have changed, I wish we could go to sleep, wake up, and oh, there was no Holocaust, but obviously that's not going to happen. And we have to learn from the lessons that the Holocaust has taught us to hopefully not ever let anything so vile, so terrible happen again anywhere in the world. And I would like to invite all of you to you'll leave through this door on the side and you'll go through the front of the synagogue and you'll get an idea of how this new museum, the flow of the new museum was conceived to be. Cu siguranță sunt câteva cuvinte pe care le-a menționat Dr. Alex Hecht în legătură cu această tragedie a Holocaustului. Chiar ar fi bine să ne punem în pat la noapte și să ne trezim mâine și să nu existe sau să nu fie existat acest fenomen al Holocaustului. Bineînțeles că după ce vom încheia întâlnirea noastră de aici, o să vă rugăm să ieșiți prin curte și o să intrăm prin fața sinagogii, pe intrarea principală, ca să vedeți cum este organizată noua expoziție. Dar înainte de acest lucru, aș vrea să dau cuvântul doamnei Marina Keller de Ștechiui, cea care a călătorit din Argentina, de la Buenos Aires, să fie alături de noi în această seară. Și aș mai menționa un aspect important. La această vârstă, în urmă cu 2 ani de zile, să descoperi că ești evreu, fiind o viață întreagă catolic, este ceva pe care foarte puțin își pot imagina. Marina? I'm sorry, this is the first time I see.
laser de imagini și să realizez acum faptul că toate aceste imagini fac parte din trecutul meu. In 2015, I finally found out my grandfather was Romanian after asking my mom and my grandfather all my life where was he really from. În 2015 am aflat de fapt că o parte din familia mea, bunicul meu avea origini române. I found out because after 4 days my father passed away, I googled one more time the name of my grandfather, Ivan Keller. După doar 4 zile după ce bunicul meu a murit, am căutat pe Google numele orașului de unde provenea și numele lui. And suddenly the whole page was filled with information about him. Și am găsit multe informații despre el. Because my father from Argentina exiled to Brazil and Brazil had put into the cloud all their immigration cards. Tatăl meu a emigrat din Brazilia în Argentina și avea foarte bine documentată toată genealogia familiei. So when I opened the first card, it said Ivan Keller, son of Iso Keller and Esther Sauber, born in Romania. Și am like, Romania. Când am deschis unul dintre documente, am văzut numele tatălui meu și faptul că era fiul lui Isaac Keller, născut în România și era născut în România. And Esther Sauber. And I said Romania. He was German or Hungarian or Austro-Hungarian. My mother would say frontiers move. So that was my answer. Frontiers move. Eu știam că era ori maghiar, ori austro-ungar, dar mama mea spunea întotdeauna că frontiera s-a mutat. So there I started opening the cards. And I see all these photographs of my grandfather and Iso. And then in one card of the 15 cards, I see S. Simlev. Și pe una dintre, unul dintre documente, dintre cărțile poștale, am văzut scris S. Simlev. And I said, what is S. Simlev? So I googled S. Simlev, and it was Simlev Silvanie. Am căutat. Nu știam ce înseamnă sau ce ar putea să însemne S. Simlev și am căutat pe Google și așa am descoperit S. Simlev, Simlev Silvanie. So then I thought I'm going to write everybody in Simlev Silvanie. Așa am început să le scriu tuturor în Simlev, din Simlev Silvanie. So I looked for the Facebook groups, the open groups, the closed group, the public group, there are many Simlev groups. And I wrote to the government house, and I wrote to the church, and then I thought, just in case, because we never know with my grandfather, I will write also to the synagogue. Am reușit și până la urmă m-am adresat în scris pe paginile de socializare și inclusiv primăriei, domnului primar, și chiar și pe site-ul sinagogii. So then I received many messages like I don't know anybody Keller in Simlev. Some people wrote me and then that was 4 days after my father died, and then 3 months later my mother died too. Am primit câteva răspunsuri, dar nimeni nu m-a putut ajuta neștiind informații sau neavând informații noi despre familia mea, iar la 3 zile după ce mama mea a murit. And after 2 weeks I was sitting there and then my telephone I hear a message coming in and it was my dear major Septimiu writing me, telling me that yes, my grandfather was born in Simlev Silvanie. După 2 săptămâni în care am stat și am analizat lucrurile, am auzit soneria telefonului sunând și era un mesaj de la primarul Septimiu Țurcaș
în care îi spunea că, da, într-adevăr, bunicul meu era din România. My letters were all like a crying letter saying, I am looking for my roots, please somebody help me. I hope that I can touch your heart and that you can write me back. And I touched his heart and he wrote me back. A reușit să ajung la inima primarului cu insistență și a primit răspunsul de la potrivit. So, he told me my grandparents' name and my grandfather's, my great-grandparents' name and my grandfather's brothers and sisters' names. Așa m-a aflat de numele străbunicilor, and he told me something that I didn't know, that my grandfather had a brother who lived in Cluj and had two children. And he sent me the name of my uncle and the photograph, and there I was for the first time knowing that there was somebody alive from my family. So I looked for Vladimir everywhere. I had a mail, I looked him on an address, I looked on the Google Maps, I went in front of the door of his office on the Google Map, but I couldn't find him. And then I wrote to everybody in Cluj Napoca to see if somebody knew Adalbert Keller or Bella Keller, and then somebody wrote me back immediately saying that she would help me to find Ekaterina. Și am scris, le-am scris și celor din Cluj și am rugat să mă ajute și am primit un răspuns, o persoană care este dispusă să mă ajute. The women, not Ekaterina, because I didn't know her name, but after some months, in May, last year, May 2017, I knew the name of Ekaterina, and she told me that she lived in the USA. În 2017 am aflat de Ekaterina și acea persoană mi-a spus că locuia în Statele Unite. So I googled Ekaterina Fabian because it was her married name, and I found it one Ekaterina that came from Cluj Napoca and lived in New York. Am găsit o persoană, Ekaterina, care a locuit, era din Cluj Napoca și locuia în New York. She moved to New York in 1983 and my mother moved to New York in 1984. Ea s-a mutat în New York în 1983, iar mama mea s-a mutat în 1984. So for 10 years my mother lived in the same city with her first cousin. And they didn't know that each other that they existed. Și mama mea cu verișoara ei locuiau în același oraș fără ca măcar să se cunoască. My mother was only child and had no family and she lived in the same city with her cousin and she didn't know. But my mother was only child, no, and mama mea era singura. So then after 3 months my mother passed away and then I'm so nervous, sorry. Then one day so I see this I see Ekaterina in the web and there was a phone number. Și am găsit chiar și numărul de telefon al Ekaterinei. So I took an hour to breathe and then I called her. I called this woman. Mi-am făcut curajul necesar și am sunat această persoană.
And I said, hi, are you Ada Dankeller daughter? I am, she said, yes. Și am întrebat dacă ești fiica lui Ada Dankeller și a zis da. And I said, I am Ivan's granddaughter. Și am spus, eu sunt nepoata lui Ivan. And she started saying, oh my God, I was looking for your grandfather all my life. Și a zis, l-am căutat pe bunicul tău toată viața. She said, I was looking for my father's disappeared brother, my grandfather. L-am căutat pe fratele tatălui meu pe atâta timp. Now, there was a military government in Argentina, and I have three brothers, stepbrothers, that were disappeared from the military government. They were taken, and we never knew anything about them. So when she tells me that she looked for her daddy's disappeared brother, it was like another shock for me. A fost un șoc mare să aflu de această legătură și faptul că i-aș căuta pe fratele tatălui. So I thought this was it, and then next time I needed to hang up and relax. For the first time I had find a family. Pentru prima dată am reușit să-mi descoper o parte din familie. And next day I called her and I asked her what happened to my great grandparents, because I was looking for them. I wanted to know my roots. Și ziua următoare m-am sunat, eram curioasă să aflu despre străbunicii mei. And she says they all died in the Holocaust. Și ea mi-a spus că toți au fost uciși în Holocaust. And I said, why the Holocaust? Because my grandfather was Catholic. De ce? Și am întrebat-o, fără să-mi dau seama, de ce în Holocaust? Pentru că eu știam că bunicul meu a fost catolic. So she says, Marina, the Holocaust. Ea a zis, Marina, înțelegi? And I said, but why the Holocaust? Și am continuat să întreb, de ce Holocaust? And I said, Marina, the Holocaust. And I said, why the Holocaust? They were I didn't know how to say, they were Jews. Pentru că erau evrei. And she says, they were Jews? No, we are Jews. I am Jew, your grandfather was Jew, we are all Jews. Și am întrebat, ei erau evrei? Și a zis, nu, toți suntem evrei. And I said, my grandfather was Jew. And my grandfather married my grandmother in the Catholic Church, and then he married again when he widowed in another Catholic Church. And I couldn't believe what's going on. Nu venea să cred ce veste primise. So after that, everything in my life changed. Și după asta, toată viața mea s-a schimbat. I am a filmmaker. All the movies I saw in my life changed. Sunt producător de film, dar toate filmele pe care le-am văzut după aceasta s-au schimbat. Italian Neorealism, The Sound of Music, Cabaret. Toate filmele pe subiectul Holocaust. The Sound of Music was a family singing, and suddenly I remember, and the Nazis came, and so everything changed in my life. And now I'm here, in Simleu Silvaniei, in this moment. Thanks to my dear major and to you, Daniel, for this moment. Ne bucurăm de asemenea. Eu nu pot decât să vă mulțumesc că ați avut răbdarea să
ascultați ce am avut de spus, vă invităm în fața sinagogii și împreună să parcurgem noua expoziție a Muzeului Memorial al Holocaustului din Cracovia. Yes, maybe any of these could be somebody, you know? Put in the middle.
acasă, la aici. La altă reșit. Yeah.